Cântăreața Camila Cabello a sărbătorit weekendul trecut 22 de primăveri. Artista și-a sărbat ziua de naștere, iar cu această ocazie a ținut să împărtășească cu fanii 22 de lucruri pe care le-a învățat în cei 22 de ani. Artista a postat pe Instagram o listă cu cele 22 de lucruri pe care le-a învățat până în prezent, emoționându-și fanii până la lacrimi. Interesant este faptul că, printre rânduri, artista a dezvăluit și câteva lucruri importante din viața ei, vorbind despre iubire și despre lecțiile de viață pe care le-a învățat. Nimic nu se compară cu sentimentul pe care îl ai când te îndrăgostești, a scris aceasta. Toate filmele, poveștile și piesele despre iubire, toate capătă sens. Iubirea este cel mai toxic sentiment care există. O altă temă pe care artista a atins-o este decizia de a profita la maximum de orice situație întâlnită, fie că este bună sau rea. De asemenea, cântăreața le-a împărtășit fanilor și faptul că avea un stil de viață haotic, dar conștientizând asta, a reușit în cele din urmă să se pună pe picioare. Obișnuiam să mă culc la 3 noaptea și să mă trezesc la 1 după amiaza. Chiar dacă pare distractiv, am simțit întotdeauna că zilele mele trec foarte repede. Acum încerc să mă trezesc din ce în ce mai devreme și ziua începe altfel. Acum zilele sunt mult mai lungi, într-un sens bun, ca și cum aș putea să fac o groază de lucruri în cele 24 de ore, a mai spus Camila. Well, happy birthday și din partea noastră și keep up, girl!